Operațiune în desfășurare la această oră în Poiana Brașov. Doborât de vânt, un parapantist a rămas agățat chiar între cablurile telecabinei. Acesta se află între piloanele 3 și 4, la circa 200 de metri de pilonul 4. Din primele informații, bărbatul este conștient și cooperant. Cu detalii vine Sabin Cornoiu, șef Salvamont, România. Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumim pentru intervenții. Care sunt ultimele informații? Din păcate, parapantistul a căzut de pe cablu, vântul i-a desprins parapanta de acolo, practic era o parapantă mai mică, acel spy fly, care e o parapantă care zboară la înălțimi mai mici și a curbe mult mai bruște și mai violente, deci vântul i-a desprins parapanta, omul a căzut de la circa 40 de metri, dar în cădere parapanta a apucat să se mai deschidă puțin și împreună cu stratul de zăpadă i-au mai atenuat căderea. Salvamontiștii au mers la locul căderii, i-au făcut o primă examinare, nu părea să aibă afecțiuni foarte mari, era cooperant, într-adevăr, conștient, lucid, l-au imobilizat într-o saltea cu vacuum și l-au coborât cu achia până la baza pârtii, de unde a fost preluat de o ambulanță și dus la spital. Sperăm ca la controlul de specialitate să nu apară leziuni mult mai mari și omul să aibă o sănătoșire cât mai gravnică. Din păcate, trebuie să fim foarte atenți când practicăm astfel de sporturi. Locul pe care l-a ales era un loc destul de aglomerat, cu multe cabluri de la telegondolă și de la telecabină. Trebuia să manevreze foarte bine aripa, probabil și vântul care bătea cu anumită putere în acel moment l-a încurcat în zbor. Dar recomandăm mare atenție, pentru că iată, astfel de accidente se repetă din ce în ce mai des și cei care le practică trebuie să dea dovadă de multă atenție și responsabilitate. Așa este. Pentru turiștii care au mers la munte în acest weekend, la modul general, care continuă să facă drumeții pe munte, ce sfaturi aveți? În primul rând, cei care au ales muntele în această perioadă au ales foarte bine. Sunt foarte multe zone din țară în care s-au deschis pârtiile de schi. Administratorilor au făcut eforturi deosebite ca să completeze zăpada căzută natural cu cea produsă de tunurile, cu instalațiile speciale de produs zăpada. Deci au putut să practice schi, au putut să iese la drumeții în afara stațiunilor, să meargă către zonele de creastă, dar tuturor le recomandăm atenție și responsabilitate. E mult mai frig acum, drumețiile pe munte sunt mult mai greoaie datorită aerului rece, datorită vântului care, iată, a fost anunțat în toate aceste zile. Acum avem chiar acest cod galben care oricând pot să apară fenomene de nou casting și vântul să crească în intensitate. Să aibă un echipament corespunzător, să înțeleagă că ziua e mult mai scurtă acum și toate excursiile lor vor fi îngreunate de zăpada căzută și de timpul de lumină foarte scurt al zilei și în principiu să ceară sfaturile celor de la Salvamont, să-i întrebe, să le spună ce trasee vor să facă, care sunt dificultățile pe traseu, să înțeleagă că acum nu mai sunt marcajele vizibile pentru că sunt acoperite de zăpadă și noi o să încercăm să le dăm cele mai bune sfaturi astfel încât să aibă o excursie cât mai reușită pe munte. Așadar, cheia este întotdeauna comunicarea cu cei de la Salvamont care le pot da sfaturi bune în momentul în care se decid să aleagă un traseu. Da, avem un dispecerat 24 de ore din 24, suntem la dispoziția tuturor celor care merg pe munte și lumea trebuie să înțeleagă, suntem prietenilor de pe cărările munților și dorim să prevenim accidentele montane, nu dorim să intervenim. Prevenim accidentele montane, nu dorim să intervenim.